Incidența în municipiul Vulcan la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie s-a menținut timp de câteva zile sub 3 la mia de locuitori, astfel că restaurantele și cafenelele de pe raza localității au funcționat cu 30% din capacitate. Cazurile de COVID-19 au început din nou să crească în ultimele zile, astfel că autoritățile se gândesc din nou la restricții. Da, ne-am bucurat foarte mult când am văzut că incidența la Vulcan a început să scadă. Eu țin permanent legătura cu locuitorii și informez zilnic pe pagina mea despre incidență. Am ieșit din sub 3 la mie și chiar s-a dat hotărârea Comitetului de Urgență de a redeschide restaurantele și cafenelele în interior. Acum suntem încă în cadrul acelei hotărâri, deci sunt încă deschise, chiar dacă de două zile din nou a fost o explozie și, sincer vă spun, nu-mi explic de unde, pentru că nu a fost nicio vreme atât de călduroasă în care oamenii să stea foarte mult adunați împreună. Nu-mi explic de unde această creștere. Eu sper să înțeleagă cei din Comitetul de Urgență și să nu ne mai închidă pentru 100 de cazuri să închidem un oraș întreg. Este clar că cei 100 sunt izolați, sunt verificați și nu cred că trebuie să sufere întreaga populație din cauza câtorva cazuri care sunt pe raza unui municipiu. În Valea Jiului, astăzi, două municipii și un oraș se află în zona roșie, și anume municipiul Vulcan cu incidența de 3,71, municipiul Petroșani cu 4,50 și orașul Petrila cu 3,65. Municipiul Lupeni are incidența cazurilor de 2,79 la 1000 de locuitori. Două orașe sunt în zona verde, și anume orașul Aninoasa cu 0,90 și Uricani cu 0,76.